Ziua și bine ați venit! Ne bucurăm să avem ocazia de a ne întâlni la Oradea cu Mircea Cătărescu, care va propune de la un public de review pe care îl cunoașteți personal. Nu o să mai spun alte lucruri, fiindcă timpul e scurt și trebuie folosit cu folos. Mulțumim! Eu nu știu cum să stau să te văd și pe tine, să-i văd și pe ei. Se aude până în spate, din regulă? Bună seara, bine ați venit! Îi spun bine ai revenit lui Mircea Cătărescu. Noi am avut un dialog acum 5 ani pe scena teatrului, care a fost aproape neîncăpător pentru cei care doreau să participe la eveniment. De data asta am schimbat sala, după cum bine știți, pentru că cerința de bilete a fost atât de mare încât am ajuns să spun și să vorbesc cu Mircea despre faptul că data viitoare va trebui să găsim un stadion mai mic și acolo să ne întâlnim cu toții, dar fiind pe stadion probabil va trebui să avem altă vestimentație. O să vedem la momentul potrivit. O să începem direct, ca să spun așa, dar aș vrea să pornim dialogul nostru de la o întrebare, i-aș spune, turistică. Cum ai regăsit orașul după 5 ani de la ultima ta vizită? L-am regăsit destul de ușor, deși nu este cea mai mare calitate a mea, simțul de orientare. Dar mai întâi l-am regăsit, aș vrea să spun că l-am regăsit cu o uriașă bucurie, cu o mare bucurie. Acum 5 ani de zile am fost foarte, foarte surprins de cât de frumos este acest oraș. Mie mi s-a părut unul dintre cele mai frumoase orașe, nu doar din România, ci dintre cele pe care le-am văzut eu de-a lungul vieții mele. Și cred că nu e un secret pentru nimeni că astăzi acest oraș este și mai strălucitor, mai renovat, mai prietenos și mai, într-un fel, mai empatic cu cei care îl vizitează. Vă invidiez, trebuie să vă spun, că locuiți într-un astfel de oraș și sper ca el să fie din ce în ce mai pus în valoare și din ce în ce mai cunoscut. Îți mulțumesc mult, Dan, că suntem iarăși împreună. Mulțumesc revistei Familia, care a prilejuit această întâlnire foarte frumoasă a noastră. Și trebuie să vă spun că mă simt foarte flatat că ați venit în număr atât de mare ca să ne întâlnim împreună, deși fiecare are ce să facă sâmbătă seara întotdeauna. Și abia aștept să-i dăm drumul discuției, să pornim cu aventura noastră literară și să îmbinăm, cum spune filozoful antic, poetul antic, utile et dulci. Lucruri folositoare și lucruri plăcute. Sper că vom pleca fiecare îmbogățiți din această întâlnire pe care abia aștept să o pornim. Ce să spun? În primul rând, două vorbe aș spune despre titlul pe care m-am gândit să-l dau acestei întâlniri, Aventura literaturii, pentru că m-am gândit mai mult înainte să discutăm, avusesem un alt titlu, n-am fost foarte mulțumit de el pentru că fusese și titlul de acum 5 ani, am zis hai măi să schimbăm ceva totuși și avem puțină imaginație, iar literatura e o chestiune de imaginație în primul rând, și am zis să spunem Aventura literaturii pentru că cuvântul aventură este un cuvânt foarte special, foarte nuanțat, aș spune eu, în sensurile lui, și foarte potrivit pentru ceea ce este literatura. Pentru că este, în primul rând, ideea de explorare. Ideea că suntem cu toții într-un fel de uriaș labirint, care este lumea, și cu toții avem nevoie de curaj, de gândire out of the box, cum se spune, de înțelegere a ceea ce ești tu însuți, ca să te poți aventura în afara zonei tale de confort, în afara micii tale locuințe
care de cele mai multe ori este craniul nostru în care suntem închiși, și a înfrunta lumea largă. A înfrunta lumea largă. Pentru asta îți trebuie curaj, pentru asta îți trebuie spirit de cercetare și de asemenea îți trebuie conștiința faptului că ești permanent într-un fel de pericol fericit, aș spune eu. Pericol pentru că orice căutare presupune o aventurare în afara lumii tale și fericire pentru că cel care caută găsește în cele din urmă. Orice aventură este într-un fel răsplătită. Este răsplătită. Gândiți-vă la doi copii care pornesc la explorarea unei grădini. Doi copilași, doi frați, să spunem, unul de 4 ani, unul de 6 ani. Și deschid o ușă misterioasă către o grădină care se află în spatele casei și pe care n-au văzut-o niciodată. Și încep să exploreze încetul cu încetul, știu eu, ascunzișuri, arcane, vertijuri de spațiu care le stârnește teamă, care le stârnește un instinct de apărare, de protejare, dorința de a te întoarce la cele cunoscute, la locul acela bătătorit de părinții tăi care ți se pare familiar și unde nu te mai paște nicio primejdie. Dar copiii se aventurează mai departe pe cărările întortocheate dintre boschetele de trandafiri, să spunem, și în cele din urmă, la sfârșitul periplului lor, găsesc într-un colțișor ceva. Găsesc un arici, de pildă. Sau găsesc o libelulă. Sau găsesc o veche monedă antică, de pildă. În orice caz, din această călătorie, se întorc cu ceva. Se întorc cu ceva ce au descoperit ei înșiși. Cu ceva prețios. Cu ceva pe care nu-l vor lăsa din mână și nu-l vor uita niciodată. La fel este și literatura, aș spune. E aceeași situație. Ne aventurăm în cărți ca și când am pătrunde în adâncul unor labirinturi. Ca și când am pătrunde, cum se zice, în viețile altora. Pentru că, spune o deviză faimoasă a unei edituri de astăzi, ai atâtea vieți câte cărți ai citit. Pentru fiecare carte citită, tu de fapt trăiești viața altcuiva, altui personaj principal, altor personaje secundare, într-o altă lume. Pentru că orice carte este o lume specială, o lume diferită. Nimeni nu te obligă să intri în ea. Dar ea este acolo, este ca o biserică. Nimeni nu te trage într-o biserică. Dar dacă vrei să intri, ușa este deschisă întotdeauna. Și întotdeauna într-o carte vei descoperi acel arici, acea monedă, acea libelulă. Vei descoperi ceva. Și în cărțile bune vei descoperi de fiecare dată altceva. Pentru că ăsta este secretul cărților mari, cărților bune. Ele nu se citesc niciodată la fel. În primul rând, nu te plictisești niciodată de ele și în al doilea rând, de fiecare dată citești altă carte. Și ce este și mai ciudat este că nimeni nu citește aceeași carte. Ăsta este lucrul absolut straniu și fantastic, care desparte literatura, nu numai de, știu eu, celelalte arte, dar și de orice altă experiență culturală. Literatura este singura artă în care există doi autori ai fiecarei opere, ai fiecarei cărți. Scriitorul și cititorul. Scriitorul și cititorul sunt la egalitate în crearea unei opere de artă. O operă de artă, o operă literară, este un cod, în definitiv. Scriitorul pune la dispoziția fiecărui cititor acest cod, ca și când ar fi vorba despre un cuier sau un perete cu cârlige, pe care cititorul își așează propriile haine. Și ca să mă fac mai ușor de înțeles, pot să mă gândesc la un început de carte. De pildă, era o seară vântoasă. Ei, cel care citește această frază nu știe, nu poate pătrunde în mintea scriitorului ca să vadă la ce seară s-a referit acela. Cum arată seara din mintea scriitorului pe care acesta vrea să o descrie? El va înlocui acea seară cu o seară din propria sa memorie.
cu o seară din propria sa amintire. Și atunci cartea nu mai este numai a scriitorului, este și a cititorului, pentru că este făcută din amintirile, din dorințele, din fanteziile, din ficțiunile celui care citește. Așa încât pe acest perete fiecare își pune ca pe niște haine amintirile sale, visele sale, chiar criticile sale, polemica permanentă cu scriitorul. Prin urmare, noi putem vedea un film absolut pasiv. Putem vedea un film pasiv și așa și facem. Ne uităm pe Netflix, de exemplu, la seriale de toate felurile, le înghițim câte 3-4 deodată, de multe ori, fără ca să contribuim cu ceva, fără să participăm cu ceva la aceste seriale. Dar când citești o carte, nu poți face asta. O carte presupune forțarea cititorului de a deveni scriitor. Deci un cititor devine scriitor. Este miracolul literaturii. Acest lucru vine și cu pericole. Pentru că nu doar descoperi ariciul, libelula și așa mai departe, în fundul grădinii fermecate, dar poți descoperi scorpionul, poți descoperi scolopendra, poți descoperi animale veninoase, poți descoperi animale care te atacă. Și acest lucru se întâmplă adesea în literatură. În literatură trebuie să avem curaj ca să pășim. Kafka spunea, o carte trebuie să fie un topor înfipt în creierul tău înghețat, în creierul tău care nu mai reacționează la frumusețea lumii, la fantasticul lumii și așa mai departe. Deci, când citim o carte, trebuie să ne așteptăm și la o rănire interioară care ne prilejuiește schimbarea interioară. Dacă o carte nu te schimbă, ea nu e bună de nimic. O carte adevărată te schimbă. Nimeni nu poate să citească, Război și pace, sau, ca să rămânem la literatura rusă, Crimă și pedeapsă, fără să se simtă schimbat din temelii. De aceea aș spune eu că literatura are întotdeauna o latură existențială, metafizică și, în ultima instanță, religioasă. Ai dat fără să vrei un spoiler la finalul lui Teodorus, când spui că cititorul este creatorul lumii, de fapt, din care se smulge după ce citești o carte. O să vorbim despre Teodorus puțin mai târziu. Și eu voiam să mă leg exact de titlul întâlnirii noastre, pentru că el poate să aibă un dublu sens. Odată, aventura literaturii în sine, ce face literatura astăzi în lume, dacă mai constituie un motor ca acum două secole sau acum un secol, dar pe mine și pe cei care sunt astăzi împreună cu noi, cred că pe noi ne interesează mai mult aventura ta literară. Și pe mine, de exemplu, m-ai făcut curios în legătură cu momentul exact din viața ta în care ai simțit că literatura joacă un rol important în copilărie, în adolescență. Ce anume s-a întâmplat sau ce anume te-a determinat să spui că destinul tău va fi unul de scriitor? Și când s-a întâmplat treaba? Îți mulțumesc, Dan, pentru această întrebare. Deci intrăm într-un... fiindcă am vorbit despre labirint, intrăm în propriul meu labirint interior de data aceasta și care începe cu imaginea unei cărți. Prima mea amintire, de la aproximativ 2 ani, mă arată cu o carte în față. Mama mă ține în brațe și în fața noastră e o carte foarte mare, carte pentru copii ilustrată. Și țin foarte bine minte și poeziile care erau textul acelei cărți și desenele din cartea respectivă. Este un fel de carte primordială sau, aș spune, o carte arhetipală din viața mea. E prima mea carte. Știu și cum se numea, o să râdeți de data aceasta. Era în 58, în 1958, dacă aveam 2 ani. Și pe atunci literatura, și cea mare și cea pentru copii, ieșea la cartea rusă, la editura Cartea Rusă, și cele mai multe cărți erau rusești, ca și literatura pentru copii. Știți și dumneavoastră, care sunteți cu mai multă experiență de viață, să zic așa, știți că erau cărți din acestea de propagandă, Svetlana nu merge la școală, Vitea Malev la școală și acasă, și multe alte titluri de felul acesta. A mea
s-a nimerit să fie unchiul Stiopa milițianul. Era vorba de un milițian tânăr care făcea pași de 7 poște și îi prindea pe hoți din alergare așa. Dar ceea ce mă fascina pe mine, care firește că nu știam nici ce înseamnă un milițian, nu mă interesa, nu știam în ce împrejurări se află politice, se află România, ce mă interesa pe mine erau versurile. Versurile mi se păreau o vorbire atât de ciudată. Întotdeauna am avut, chiar din această prima amintire și apoi de-a lungul vieții, o memorie foarte, foarte bună a versurilor. Aș spune o memorie neobișnuită a versurilor. De câte ori am auzit versuri, le-am învățat pe de rost, imediat. Și mama îmi spune, eu nu mi-aduc aminte, că în acele vremuri, până am făcut vreo 4 ani, 5 ani, coboram în spatele blocului în care locuiam, că ai mei erau muncitori, coboram în spatele blocului și acolo mă înconjurau copiii de vârsta mea și le spuneam poezii. Câte o oră, câte o oră și jumătate. Mă ascultau spunându-le poezii. Poeziile m-au fascinat întotdeauna. Poeziile cu rimă, cu ritm, poeziile clasice. Imediat cum aud așa ceva, chiar dacă e vorba de, știu eu ce, reclame de pildă sau pe vremea aceea cântece patriotice cu versuri care rimau și ritmau, eu ciuleam urechile. Ciuleam urechile imediat. Mi se părea un fel de a vorbi magic. Și într-un fel așa și este limbajul prozodic, limbajul cu rimă și cu ritm. Rima și ritmul provin din straturi magice ale experienței culturale. Primele poezii, în sensul adevărat al cuvântului, erau de scântecele, blestemele din folclorul românesc, cântecele de stea, cântecele bradului și așa mai departe. Cântece străvechi, care erau firește în legătură cu lumea magică, așa cum ne spune Mircea Eliade, și de aceea reprezentau o vorbire sacră. O vorbire sacră. Întotdeauna versurile mi s-au părut mie o vorbire sacră. Iar apoi, trebuie să vă spun că am copilărit ca orice copil din această țară, în epoca respectivă, n-am fost prin nimic deosebit. Părinții mei veneau de la țară, sunt victimele industrializării forțate, au fost aduși la București, băgați în fabrici, taică-miu a fost lăcătuș, mama a fost țesătoare la fabrica Don Casimo și locuiam în primii ani de viață într-o singură cămăruță care avea ciment pe jos, de asta mama nu m-a lăsat în primul an niciodată să cobor din pat, am stat un an de zile în pat și acolo se gătea, acolo se făcea, acolo se trăia, acolo trăiau ai mei. Eu dormeam în pat cu ai mei și asta era viața noastră, până pe la 5 ani, când ne-am mutat din acea locuință. Și acolo am învățat și să citesc și să scriu. Am învățat să citesc invers, pentru că tata venea și punea ziarele pe masă, Scânteia, Informația, ziarele care erau pe atunci, și eu stăteam de partea el alta mesei și citeam invers. Citeam titlurile invers. Scânteia, România liberă, Informația, Sportul și așa mai departe. Așa am învățat să citesc ca zețarii, ca tipografii, citind invers. Și după ce am învățat să citesc, nu mi-a mai scăpat nimic. Citeam compulsiv, citeam orice, citeam ce scria pe cutiile de Perlan sau de Dero mai târziu, mă rog, nu apăruseră încă. Citeam, mă duceam la baie, scuzați-mă că o spun, și pe vremea aceea hârtia igienică era reprezentată de bucăți de ziar înfipte într-un cui. Și pe alea le folosea toată lumea. Și eu luam bucățile alea și întâi le citeam, după aia le foloseam. Și vreau să vă spun că asta mi-a rămas, nu experiența de la baie, dar experiența cititului mi-a rămas la fel până astăzi. Acum, dacă n-am ceva să citesc la îndemână, citesc prospecte medicale, citesc, la un moment dat am găsit un n-o să uit niciodată, o carte, nu știu cum să o denumesc, o carte cu tabele de algoritmi.
numai tabele. Toată cartea era numai tabele. Ei, pentru că eram într-o vacanță la bunici și n-aveam ce citi, am încercat să citesc acele tabele. A fost o experiență atroce pentru mine. Deci vreau să vă spun că înainte de a fi autor, nu-mi place cuvântul scriitor și îl folosesc foarte rar și nu pentru mine, dar înainte de a deveni autor de cărți, am fost și am rămas un mare cititor. Eu cred că asta e vocația mea adevărată. Nu cea de a scrie, nu cea de autor, ci cea de cititor. Mi-a plăcut întotdeauna extraordinar de mult să citesc. Și firește că acest gust al lecturii m-a dus până la urmă acolo unde trebuia să ajung, și anume la o bibliotecă. Acasă tatăl meu nu avea decât vreo 10 cărți. De ce le avea și pe acelea? Pentru că la leafă, în loc să le dea un rest de, nu știu, restul de banii care nu se potriveau cu bancnotele mai mari, le dădeau câte o carte. Câte o cărticică, o carte de basme, câte o carte, știu eu, de feluri diferite, de aventuri și așa mai departe. Și tatăl meu avea aceste 10 cărți pe care le știu și acum pe de rost. Le știu și acum ca și când ar fi fost vechile mele jucării, într-un fel. Una se numea Nopțe albe, de Costache Anton, care e prima carte de literatură pe care eu am văzut-o vreodată. Alta se numea În alta aventură, și era vorba despre cucerirea Everestului, de către Edmund Hillary. Alta era o carte de un manual de literatură română de clasa 12-a, cu toți scriitorii de atunci, Neculuță, scriitorii proletcultiști, Lucia Demetriu, ăștia erau mari scriitori în momentul ăla, Eminescu nu apărea decât Cumpărat și Proletar și așa mai departe. Și Ciuntită. Da, era o istorie falsificată a literaturii române. Și mai era o carte despre Edison, Thomas Alva Edison, care îmi plăcea cel mai mult fiindcă era și cu poze. Îl arăta pe Edison cu invențiile lui, cu becul, cu alte invenții pe care le făcuse. Și cu cărțile acelea mă jucam cum se joacă fetițele cu păpușile. Erau păpușile mele. Nu știam prea bine, nu puteam să le citesc. Eram clasa 1-a, 2-a, 3-a, a 4-a, dar îmi plăceau la nebunie. Și apoi, începând din clasa 7-a, am început să citesc. M-am dus la biblioteca de cartier BPHD-ul, despre care am scris în Solenoid. Și biblioteca asta era o cămăruță de cam 3 metri pe 3, care avea 4 pereți cu cărți. Timp de vreo 10 ani le-am citit pe toate. Am citit toate acele cărți. Mă duceam, luam câte 3-4, le citeam, săptămâna următoare le aduceam înapoi, luam alte 3-4. În paralel făceam și altceva, ceea ce a fost minunea vieții mele în vremea aceea. Nu pot să vă spun cât de recunoscător sunt pentru ce am să vă spun acum, în clipa asta. Într-o zi, mama s-a întors de la cumpărături, cum era pe vremurile alea cu plase. Erau niște plase de rafie sau mai târziu de nylon, de plastic. Și săraca urca până la etajul 5, unde ședeam, unde stăteam, cu câte 20 de kilograme de cartofi, de castraveți de la Prozar, cu carne, cu ce mai era în anii 70, încă se mai găseau lucrurile astea. Și urca cu ele și liftul de multe ori nu mergea și când ajungea ne arăta mâinile care erau brăzdate, erau roșii și brăzdate de asperitatea amânerelor de la plasele alea. Și într-o zi mi-a adus o cărticică. O agățase și ea de la o tutungerie, cum era pe vremea aia. La tutungerii se vindeau și cărți, rebusuri, lucruri din astea. Și cărticica aia mi-a schimbat viața. Mi-a schimbat-o și mi-a influențat-o până astăzi. Era o cărticică dintr-o colecție care se găsea pe atunci și care se numea Povestiri Științifico-Fantastice. Poate vă mai amintiți. Erau două colecții, de fapt, Povestiri Științifico-Fantastice și Clubul Temerarilor. Amândouă foarte interesante. Una era de science fiction, cealaltă de aventuri, cu pirați, de tot felul. Acea carte arăta pe copertă
oameni care fugeau înspăimântați și deasupra un fel de extraterestru, așa, un fel de monstru care proiecta raze asupra lor și îi anihila. Și am citit cartea aceea și de atunci am rămas un mare, mare iubitor de literatură fantastică și științifică fantastică, dar în primul rând fantastică. Mi-am dat seama că lumea nu înseamnă numai ce vezi și ce auzi. Lumea este extraordinar de vastă și că oamenii pot imagina în cadrul acestei lumi alte lumi, prin înmugurire, așa, creând universuri care se înmulțesc prin înmugurire eternă. Din fiecare carte se nasc alte cărți, din ele se nasc alte cărți și așa mai departe. Și pentru că am devenit un autor de literatură imaginativă, de literatură de imaginație, cred că datorez totul acelei perioade în care, după ce mi-a adus mama prima carte, așteptam joia când apăreau cărțile acestea, o dată pe săptămână apăreau, și mă duceam repede la 7 dimineața să nu cumva să pierd un episod din cărțile astea, și era un chioșc rotund, așa țin minte, mă suiam pe prima lui treaptă, fiindcă eram micuț, nu ajungeam până la linia chioșcului, și ceream următorul număr din povestiri științifico-fantastice. Și până la urmă am făcut o colecție de vreo 30-40 de astfel de cărți care mi-au luminat viața în momentul ăla. M-au făcut să-mi dau seama ce înseamnă și cât de minunat este să poți să-ți închipui lumii diverse, jungle, arhipelaguri cu pirați, planete pe care le colonizezi cu rachete spațiale. Pe atunci era și mitul acesta că în anul 2000 toți oamenii vor merge pe planeta Marte, pe Venus, nu vor mai muri niciodată. Adică era ceva, anul 2000 era așa ceva de utopie. Și vreau să spun că am rămas pentru totdeauna recunoscător acestei experiențe a literaturii de imaginație. Aș vrea să rămânem puțin în perimetrul biografiei tale, pentru că există un moment pe care l-ai povestit și mi se pare că ai și scris despre el, și anume în 1990, când te aflai imediat după Revoluție pe aeroportul JFK, da, în Statele Unite, și ai vrut să decizi dacă te întorci sau rămâi în Statele Unite, și ca să faci treaba asta ai aruncat cu banul. Și șansa sau neșansa, probabil șansa, a făcut să trebuiască să te întorci, așa a decis moneda respectivă. Și mie mi se pare important lucrul ăsta, pentru că acum îți vorbesc în calitate de simplu cititor, nu mi-ar rog altă calitate în seara asta. Mi se pare că punctul ăsta al biografiei tale constituie punctul de plecare pentru tot ce ai scris după 90. Și îți spun și de ce mi se pare lucrul ăsta. Nu ți l-am spus niciodată, ți-l spun acum ca să am martor că ți l-am spus. Mi se pare că una dintre sursele părții mai ascunse a literaturii după 90 este obsesia asta a dublului, a realității paralele, care vine și îți îmbogățește existența. Și am găsit treaba asta și în Travestii, unde e vorba despre erotismul acela confuz și difuz. Am găsit-o și în Orbitor, unde toate istoriile acelea halucinante converg către același punct, întâlnirea cu celălalt, care se și petrece în finalul volumului al treilea. Am găsit-o și în Solenoid, unde cel puțin în prima parte a cărții este vorba despre o schimbare de macaz. Îți închipui ce ar fi fost dacă nu erai la cenaclul de luni, erai la cenaclul lunii, dacă n-ai fi fost apreciat, ci ți s-ar fi spus că scrii prost și așa mai departe. Și am găsit-o până și în Teodoros, unde este vorba despre îngemânarea două destine care aparent n-au nimic de a face unul cu celălalt. Este fiul slugilor din Ghergan, care ajunge, printr-o ficțiune pseudo-istorică, împărat al Etiopiei. Și mă interesează de ce există în literatura ta o atât de pregnantă obsesie pentru cealaltă latră, the dark side of the moon, dacă putem să spunem așa. Dan, m-ai uimit cu această întrebare. Îmi pare rău că n-ai unde să mai crești în ochii mei, fiindcă ești foarte sus deja. Dar este o întrebare foarte, foarte deșteaptă, care nu prea mi s-a pus. Nu în sensul pe care l-ai dat tu lucrurilor, dar în altul foarte înrudit. Nu a fost pentru scrisul meu o schimbare extraordinară momentul la care tu te-ai referit, dar a fost în orice caz un punct de
imensă schimbare în viața mea și care poate a influențat și scrisul până la urmă, deși mă îndoiesc. Până în acel moment, din 1990, despre care vorbești, eu apucasem să ajung autor de cărți. Publicasem în perioada anilor 80 patru cărți. Trei cărți de versuri și o carte de proză. Șansa a făcut, sau mă rog, destinul, sau ceva mai înalt, a făcut să am posibilitatea să public aceste cărți fără concesii făcute ideologiei din acea vreme, fără concesii făcute regimului. Toate acele cărți eu le-am republicat apoi în lumea liberă, fără niciun fel de schimbări, decât că am adăugat ceea ce îmi scosese cenzura. Paginii pe care cenzura găsise de cuvință să mi le scoată. Dar este o imensă șansă pentru generația mea și pentru mine că am putut debuta la vârsta de 24 de ani cu o carte curată și care mă reprezintă și apoi am putut, prin nenumărate lupte cu sistemul cultural din vremea aceea, cu politrucii din vremea aceea, cu culturnicii și așa mai departe, cu care nu vreau să vă plictisesc, am putea vorbi 10 ore de acum despre asta, dar am putut publica cărți curate, cărți adevărate, cărți de literatură adevărată, pentru că ceea ce colegii mei obzeciști și cu mine voiam să facem era să scriem o literatură adevărată și care să ne reprezinte. Deci aș spune eu că anul 90, când am putut călători în străinătate prima dată, nu mi-a schimbat literatura. Eu am scris în continuare aceeași literatură din nostalgia, din versurile mele și așa mai departe. Dar mi-a schimbat viața. Mi-a schimbat viața. Tu ai dreptate că există momente din viața noastră când, luând-o la dreapta sau luând-o la stânga, devii alt om. Cu timpul devii cu totul altcineva. Și aici sunt câteva povești interesante pe care o să încerc să vi le spun înainte să vorbesc de propria mea poveste. Și anume, într-o carte de Henry James, într-o povestire dintr-o carte, un personaj se află în fața unei uși și e foarte nehotărât dacă să bată la ușă și să intre sau să renunțe. Era vorba de o hotărâre foarte importantă, era vorba de cabinetul șefului său, care ar fi putut să-l concedieze sau dimpotrivă ar fi putut să-l avanseze. Și el trăia cu angoasa aceasta, ce să facă, să intre sau să nu intre până la urmă. După 20 de ani se întâlnesc două personaje, extrem de diferite unul de celălalt, foarte schimbate, chiar și fizic erau puțin schimbate. Și acele două personaje se dovedesc a fi cel care a avut curajul să intre, să bată și să intre, și cel care s-a întors din fața ușii. Deci el însuși, același om, care devenise însă doi oameni total diferiți. Acea unică decizie le schimbase viața cu totul. Și de asemenea, poate o poveste și mai frumoasă este în Jorge Luis Borges, într-una dintre povestirile mai de bătrânețe ale lui Borges, în care un om în vârstă, în baston, recunoașteți imaginea lui Borges, aproape orb, se plimba pe aleile unui parc și vede un tânăr așezat pe o bancă. Și se pare un tânăr cunoscut, nu știa de unde să-l ia. Și se așează și el pe bancă lângă acest tânăr și îl întreabă: nu te supăra, cine ești, cum te cheamă? Imaginea ta mi se pare cunoscută. Și tânărul spune: sunt Jorge Luis Borges. Deci Borges cel bătrân se întâlnește cu cel tânăr, cu cel care fusese cu 60 de ani în urmă sau cu 50 de ani în urmă. Și încep să aibă o conversație și este foarte interesantă această discuție, pentru că tânărul avea niște idealuri pe care cel în vârstă are sentimentul că le-a trădat, le-a înșelat, că n-a ajuns ceea ce voia el la tinerețe. Și din acest sentiment de culpă pe care îl avem când știm că n-am fost la înălțimea tânărului ce fusesem odată, de aici se naște tensiunea din poveste. Ce s-a întâmplat cu mine? În 1990 am plecat prima dată în străinătate, nu avusesem posibilitatea, aveam 34 de ani, nu avusesem posibilitatea să plec în timpul regimului comunist, am plecat imediat după Revoluție, după sfârșitul dictaturii,
și anume în toamna lui 1990. Am avut o bursă la Iowa City, în centrul Americii, dar o bursă care mi-a dat prilejul și să călătoresc prin toată țara. Am fost în 5 mari orașe din Statele Unite și m-am îndrăgostit de Statele Unite în acea perioadă. Și vă dați seama ce șoc cultural am avut. În România nu se mai bătuse un cui de 10 ani. Era o țară ruinată. Fusese o închisoare pentru oameni. Fusese un loc peste care trecuse parcă un război. Cum m-am simțit ajungând prima dată în viața mea direct în centrul New Yorkului? Am și scris un poem despre asta. Șocul cultural este extraordinar de mare. Ce credeți că am făcut prima dată când am ajuns în New York? Aveam un aparat din ăsta de fotografiat, unde cu film, bineînțeles, pe vremea aceea, fără motoraj, deci dădeam cu degetul ca să avanseze filmul. Și am intrat cu el într-un supermarket și am început să fotografiez rafturile cu produse. Pentru că m-am gândit că cei de acasă n-or să mă creadă și trebuia să vin cu o dovadă. Foarte, foarte mulți români au făcut lucrul acesta. Nu o să vă mai povestesc că am rămas blocat în toate WC-urile, nu știam să le deschid, nu știam să deschid căldura, am tremurat de frig în cameră până mi-am dat seama că e un robinet acolo care deschide căldura. Nu știam nimic, eram ca un primitiv, ca un om primitiv nimerit în civilizație. Și acolo i-am cunoscut pe câțiva mari prieteni ai mei care locuiau acolo, pe Vladimir Tismăneanu, un mare prieten care m-a ajutat foarte mult în acea perioadă, pe Andrei Codrescu, poetul, pe Dorin Tudoran, care lucra la Vocea Americii și așa mai departe. Și ei m-au ajutat extraordinar de tare și îmi găsiseră slujbe. Deci ei mi-au spus, dacă vrei să rămâi, te primim cu brațele deschise, poți să rămâi aici și să mergi mai departe ca noi. Vladimir Tismăneanu era deja cetățean american. Și am fost foarte, foarte, foarte apăsat de această dilemă. Nu-mi dădeam seama ce trebuie să fac, să mă întorc sau să rămân acolo. Aș fi rămas poate pentru totdeauna. Și n-am luat o decizie, am amânat-o până am ajuns cu valizele pe aeroport. Era avionul de întoarcere în țară lângă mine, îl și vedeam. Și atunci, pentru că nu mă puteam hotărâ niciun fel, am zis dau cu banul. Las totul în niște mâini mai înalte. Și am dat cu banul și a căzut pe România. Și m-am întors, m-am suit în avion. Vreau să vă spun că nu regret nicio clipă. Ba chiar mulțumesc celui de sus pentru că am luat această hotărâre. Nu știu ce aș fi făcut mai departe, nu știu dacă aș mai fi scris mai departe. Dar mă bucur foarte tare că nu am părăsit locurile natale și că pot să spun că la fel ca și Anteu, de câte ori ating pământul natal, simt că îmi cresc puterile. Ar fi fost vorba probabil de un... tot un alt cod cultural la care probabil te-ai fi adaptat, nu am niciun dubiu legătură cu asta, mai ales că în ultimii ani ai avut un succes foarte mare peste hotare, mai ales în America Latină, unde ai fost deja de 3 ori, de mai multe ori, oricum. De trei ori până acum. Și mă interesează foarte mult să-mi spui ce reacții ai primit de la, nu neapărat de la criticii care te-au citit în alte spații culturale, ci de la cititorii simpli care vin și îți dau cărțile și îți spun 2-3 cuvinte la câte o lansare de carte. Cum e comunicarea asta între spații culturale atât de diferite și cum explici succesul tău foarte mare în America Latină? Da, trebuie să spun că niciun scriitor din lume nu are același succes peste tot. Există, cum să spun, un fel de loterie. Aș spune aici, nici Stephen King, nici cei mai cunoscuți scriitori din lume nu au același succes și în Italia, și în Spania, și în America Latină, și în Canada sau în Africa. Fiecare are fieful lui, unde este mai iubit decât în alte părți. Și aici este o problemă de traducere și de, știu eu, transgresare culturală.
ca să zic așa, de osmoză culturală. Niciun autor, în principiu, nu se mulțumește cu un singur public, chiar dacă e publicul său care citește în limba în care el scrie, adică publicul românesc în speță, în cazul de față. E minunat să te citească românii, toți românii, dar începi să-ți dorești să fii citit și de alții. Pentru că orice autor este legitim, aș spune eu, în dorința sa de a deveni universal, de a fi înțeles de toată lumea, dincolo de neînțelegerile culturale, de granițele culturale, de granițele lingvistice și așa mai departe. Dorința ta e de a fi înțeles și asta înseamnă de a fi iubit, pentru că un scriitor iubit este un scriitor înțeles. Asta înseamnă să fii iubit de cititori. Când un cititor te-a înțeles, el te și iubește. Dacă nu te înțelege, nu te iubește. Și așa mai departe. Deci simți nevoia să fii iubit și de alții. Și atunci apare o dorință legitimă de a fi tradus în străinătate. A fi tradus nu înseamnă numai a pune un cuvânt spaniol în locul unui cuvânt românesc. A fi tradus înseamnă a translata o întreagă cultură, un întreg fel de viață, o întreagă, știu eu, tipologie umană dintr-o cultură în altă cultură. Deci nimeni nu traduce limbi, cărți în limbi diferite. Toți traducătorii buni traduc culturi întregi. Un traducător poate să știe dumnezeiește o limbă, dar dacă n-a trăit în țara aceea în care a trăit scriitorul, iertați-mă, el nu va ști la ce se referă scriitorul. Nu va ști niciodată acest lucru. Și atunci nu va fi un bun traducător. Un bun traducător, spunea Umberto Eco, trebuie să aibă aceeași enciclopedie interioară ca și scriitorul. Deci să știe foarte bine nu limba în care a scris scriitorul și cealaltă limbă. Să știe întreaga lume care îl definește, îl caracterizează pe scriitor și să poată să o translateze trecând peste o graniță dintr-un spațiu cultural în celălalt spațiu. Eu am început să fiu tradus din 1993. A fost prima mea traducere în limba franceză, nu mă laud cu ea fiindcă era extraordinar de proastă. Cea mai proastă traducere pe care vă puteți închipui. Nu e glumă. La un moment dat scriam că un elev în ora de matematică, nu la școală, mânca pe sub bancă o japoneză, adică o chiflă din aceea. Și traducătoarea a tradus, un băiețel mânca pe sub bancă o femeie japoneză comunistă. Suprarealism. De ce era comunistă? Pentru că eu spuneam mânca o japoneză rumenă. Și ea s-a dus la dicționar și a găsit că rumen înseamnă roșu, adică și-a închipuit că e comunistă. Sau scriam, pe palatul telefoanelor se aflau niște fiare, adică acele antene parabolice. Și ea a tradus cu cuvântul franțuzesc fauve, de fauve, care înseamnă fiare în sensul de tigri, lei, pantere. Și așa că ne-am trezit cu palatul telefonilor din București, pe acoperișul căruia stăteau lei, tigri și pantere. Da. Și alte greșeli de toate felurile, pe fiecare pagină. Dar după aceea lucrurile au început să meargă mai bine. Și am găsit și traducători mai buni și mai credibili. Așa încât încetul cu încetul, de-a lungul la 30 de ani, traducerile mele au început să se acumuleze în străinătate. Procesul a fost foarte, foarte lent. Dacă aș fi fost un scriitor francez sau german sau american, acum 20 de ani aș fi ajuns unde sunt acum. Dar eu m-am consolat cu faptul că vin din mijlocul nimicului, from the middle of nowhere, cum spun americanii, și că încetul cu încetul, ca un biet român, ca un amărăștean, cum spunem noi, mi-am făcut și eu un mic nume în literatură. Ei, acest nume nu este la fel peste tot. Asta am vrut să spun de la început. Acum, în momentul acesta, sunt mai cunoscut în țările latine, adică în Spania, Italia și Franța. Iar Spania înseamnă și America Latină, firește, pentru că ei citesc în aceeași limbă, în afară de Brazilia, da?
Și când am vizitat America Latină, am văzut 6 țări până acum, Mexic, Columbia, Republica Dominicană, Argentina, Chile și Uruguay. Nu mi-a venit să cred ce vedete rock sunt acolo, că nu pot să spun altfel. Mi-a fost și rușine, spun sincer, fiindcă eu nu sunt omul care își dorește băi de mulțime. Dar le-am avut acolo. Am găsit niște fani din ăștia îndrăciți pur și simplu, cum erau pe vremuri fanii lui Michael Jackson sau mai știu ai cui, care vor să pună mâna pe tine, să te tragă, să te smulgă și așa mai departe. Așa încât, ca să vă faceți o idee, pot să vă povestesc numai o singură zi dintr-un turneu mexican. Ajung în Mexico City, fac niște evenimente cum e cel de acum și la un moment dat ajung la cel mai important târg de carte al lor, Film Mexico City. Și totul s-a întâmplat într-o sală de 3 ori mai mare decât asta. Îmi cer scuze că fac comparația asta și sala asta este uriașă, dar acolo era o sală imensă, peste 1000 de oameni puteau încăpea acolo, care când am intrat eu era jumate plină. Și cel care vorbea, era cel dinaintea mea, era un bucătar. Era un șef, cum zicem noi acum, celebru, căruia ieșise o carte. Și aia erau oamenii lui, adică fanii lui. Vreo 300-400 de oameni care stăteau, dar sala era tot pe jumate goală, adică se vedeau foarte multe locuri goale. Și eu merg după cortina acolo, cum se zice? În culise. În culise, exact. Și mă întâlnesc cu cu omologul tău, cel care trebuia să-mi ia interviu, care era un scriitor mexican, foarte cunoscut, și îl văd că era cam neliniștit, așa, cam tremura. Și o cheamă pe fata care se ocupa de microfoane și de alte lucruri și spune, te rog frumos, adu-mi cele necesare, cele obișnuite. Și fata zice, da, sigur, sigur, domnule Gamboa, imediat. Și vine cu un pahar, uite așa, pahar de apă, plin cu whisky, până la buză. Erau 250 de grame de whisky, cred. Și Santiago, prietenul meu, ia paharul și gâl, îl dă tot pe gât. Și spun, mă, ești nebun? Cum o să mai poți tu să fii coerent acum în fața oamenilor? Și el zice, nu, zice, ai încredere, noi așa facem, că altfel n-avem curaj. Trebuie să ne facem curaj. Și zice, bea și tu, că uite, ți-aduce și ție. Zic, nu mulțumesc, eu am curaj destul. Și e adevărat că după ce am ieșit în public, a fost impecabil. A avut o logică de fier. Așa era el obișnuit. Și cu publicul acum. După ce a plecat bucătarul, deodată s-a golit toată sala. Și mai erau 2 minute, noi ne uitam după cortina așa să vedem dacă avem public, mai erau 2 minute și nu era nici țipenie de om în toată sala, absolut nimeni. Și eram atât de, parcă îmi căzuse cerul în cap, nu o să vină nimeni, sunt un biet autor necunoscut dintr-o țară de mâna șaptea din Europa, nu știe nimeni de noi, nu știe nimeni unde se găsește România și așa mai departe. Aveam toate gândurile astea negre. Și deodată sala începe să se umple. Și vin așa pe mai multe intrări, oameni în șiruri, am aflat după aceea că așteptaseră afară într-un loc și până au ieșit ceilalți. Și au venit și au venit și au venit și s-au umplut și erau 1000 de oameni. Erau 1000 de oameni. Vă puteți imagina ce înseamnă un om străin care nu fusese în locul respectiv niciodată și se vede deodată în fața 1000 de oameni. Și ne-am ținut evenimentul, a ieșit foarte frumos, aproape la fel de frumos ca acum, dar nu te aveau pe tine, e adevărat. Nici n-am băut whisky. Așa. Da, dacă bei și un era pahar și de whisky, bine. Probabil ieșea și mai bine. Ne dansai ceva pe masă aici, sau făceai ceva distractiv oricum. Și se termină evenimentul și acum urmează autografele și să te ții. De aici începe povestea. Autografele se dădeau afară, nu în sală,
era un loc pentru autografe împărțit ca la aeroporturi, erau cordoane din acelea ca să nu se înghesuie oamenii. Și erau oameni cât vezi cu ochii, cât vezi cu ochii. Toți cei care fuseseră în sală erau acum la autografe, 1000 de oameni. Eu aveam numai o oră la dispoziție și după aia trebuiau să vină alții. Și dau eu autografe, o oră, cât am reușit să dau, și omul de ordine le-a spus, gata, până aici, nu se mai dau autografe. La ora 7 fix, la care a fost revoltă. Oamenii s-au revoltat. Știți cum sunt sud-americanii, nu te joci cu ei. Așa, sunt de aia cu cartelurile, nu? Așa. S-au revoltat și au început să mă înghesuie. Vreau să vă spun că o bagi pe mânecă în situații din astea, vin și te înghesuie din toate părțile, nu mai poți respira, toți cu cărțile să le semnezi. Și deodată văd că vin 6 oameni de ordine cu pistoale automate, că la ei așa este, mă înconjoară, eram și cu Ioana, ne înconjoară și în pas alergător, cu toată gloata asta fugind după noi, să ne facă praf și pulbere, ne-a scos vreo 400 de metri, am alergat prin curtea târgului de carte, până ne-au scos pe o ușiță lateral așa, și așa am scăpat și toți strigau după mine, Mircea, Mircea! Și un singur amănunt vă mai dau. Unul dintre cei care așteptaseră la coadă cu cartea în mână era un mexican tipic, o mustață de asta pe oală, panciobila, ce să mai vorbim. Așa, numai avea doar un maieu negru pe el, un lanț de aur la gât, tatuaje pe mâini, pe picioare, peste tot. Și vine la mine și în loc să-mi întindă cartea, mă ia în brațe. Cât era el de mare, era de 4 ori cât mine, mă ia în brațe și începe să plângă. Și plângi cu capul pe umărul meu și plângi. Și, vă dați seama, eram într-o situație penibilă. L-am împins așa puțin, zic, ce-i cu tine, omule? Și zice, visez de un an de zile să vă întâlnesc. Zice, cartea dumneavoastră, era vorba de solenoid, cartea dumneavoastră m-a făcut să fiu acum în viață. Am vrut să mă sinucid, a fost o poveste de amor, nu știu de care. Am vrut să mă sinucid și un prieten mi-a adus cartea dumneavoastră și am început să citesc și când am terminat-o am renunțat să mă mai sinucid. Și dă-i și plângi mai departe. Și zice, stați să vă arăt ceva. Și mi-arată antebrațul, așa. Și pe antebraț era tatuată cartea mea. Era coperta la solenoid. Ca să vă faceți idee ce înseamnă adevărații cititori. Gata. Vă rog să arătați tatuajele când veniți la sală. Și totuși, cum explici adeziunea asta din spațiul acela pentru literatura ta? Trebuie să existe o explicație pentru aproape fanatismul ăsta cu care ești înconjurat acolo și primit. Da, există mai multe explicații. Prima dintre ele este că ei nu au ajuns încă la blazarea noastră, a europenilor și americanilor. Europenii și americanii sunt civilizații vechi. Sunt oameni care au văzut de toate. Cum spune Rimbaud, assez vu, assez connu și așa mai departe. Au văzut destule, au cunoscut destule, nu se mai miră de mai nimic. Cea mai bună carte din lume, da, le place, dar nu-i entuziasmează, nu-i face să cadă pe spate. Mă gândeam câteodată că dacă ar apărea un autor român și ar scrie o carte la fel de bună ca Divina Comedia, ar fi recenzată de criticii noștri normal, ca orice altă carte, nu li s-ar părea ceva deosebit. Nu mai avem entuziasm adevărat pentru operele de artă. La un moment dat, o profesoară de-a mea mi-a povestit cum visul ei a fost întotdeauna să vadă Gioconda. Și când a putut săraca din bietul ei salariu de profesoară să-și permită un drum la Paris,
S-a dus, a văzut Gioconda și a căzut în genunchi. A căzut în genunchi în fața Giocondei, pentru că asta visase ea toată viața să vadă. Ei, puțină lume mai cade în genunchi, nu la propriu, ca o metaforă, mai cade în genunchi în fața unei opere de artă. Ei, acolo toți cad în genunchi. Am văzut la un moment dat Giulgiul din Torino, la Sindone, imaginea lui Iisus care este păstrată într-o biserică din Torino. Ei, acolo când ajungeai în fața acelui cearșaf de 5 metri lungime, pe care se vedea gălbui chipul Mântuitorului, acolo toată lumea era în genunchi. Aici este diferența între vechea religie și noua religie mai palidă, care urmează vechea religie, cum urmează lumina lunii, lumina soarelui, dar e singura pe care o avem, și anume cultura. Cultura este substitutul vechii religii. Aici se vede diferența. Aici se vede ceea ce Walter Benjamin, în faimosul eseu, spunea, că de fapt cultura și-a pierdut aura. Și-a pierdut aura. Icoanele au o aură naturală, dar tablourile nu mai au această aură, sunt mai palide. Ei, un sud-american, ca să ajungem aici, vede în fiecare operă de artă, încă vede o icoană. Încă vede o icoană, pentru că ei sunt o cultură tânără, o cultură proaspătă. Și-au câștigat independența doar de 100 de ani sau de 100 și ceva de ani. Trec prin seisme din acestea sociale odată la câteva luni, tot timpul. Deci ei sunt cititori care, când citesc o carte, se îndrăgostesc de ea. Păi spune-mi, Dan, boom-ul sud-american din anii 60, adică Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Borges, Cortázar și așa mai departe, ar fi fost ei posibili în altă lume? Eu cred că n-ar fi fost. Pentru că doctrina lor de bază, adică realismul magic, nu putea fi posibil decât în America Latină. Ei au văzut, și asta e a treia explicație, au văzut în cărțile mele o literatură ca a maestrilor lor. O literatură asemănătoare cu a lui Márquez, cu a lui Borges și așa mai departe. Adică o literatură de imaginație, nu una realistă. Și atunci au fost entuziaști din motivul acesta. Și acum eu aștept cu mare, mare nerăbdare să se traducă în toamnă Theodoros și cu mare speranță că și această carte le va plăcea. Vorbește aici despre forța imaginației care există în toate cărțile tale. Am stat și m-am gândit că una dintre trăsăturile literaturii tale, cărților tale, pe care în mod convențional le numim romane, o să discutăm dacă avem timp, deși tu spui că doar Theodoros este un roman, vorbim imediat și despre Theodoros. Deci una dintre trăsăturile lor este că sunt destul de greu narabile. E foarte greu să povestești, de exemplu, nu poți să-i povestești unui terț ce se întâmplă în orbitor. Nici în solenoid nu prea poți să-i povestești decât în linii foarte mari. Și asta, eu mi-am explicat treaba asta prin faptul că toate cărțile tale sunt de fapt niște vortexuri uriașe care învârt lumi și le prezintă cititorului într-o formă necunoscută lui până în momentul respectiv. Din punctul ăsta de vedere, ele seamănă cu niște, cum se cheamă, caleidoscoape, pe care odată ce le-ai rotit, adică care odată fiind rotite, arată perspective diferite asupra aceleași realități. Și din punctul ăsta de vedere, mie mi se pare că o bună parte a cărților tale nu se citește neapărat cu partea rațională a minții. Și ele se citesc printr-un fel de, aproape i-aș spune, osmoză, adică pe măsură ce citești cartea, ea devine parte din tine și în momentul în care te desprinzi din ea, este ca și cum ți-ai smulge un organ. Și după ce am avut această viziune despre cărțile tale, m-am gândit, dacă pentru cititor e atât de complicat să se smulgă dintr-o carte, cum o fi pentru scriitor? Îmi imaginam că după ce ai terminat trilogia Orbitor sau după Solenoid, pur și simplu te târăști pe jos, ești cu 40 de kilograme mai slab, ți-e sete, ți-e foame și sunt curios cum se iese dintr-o carte de genul ăsta. Da, haideți să înțelegem puțin didactic, așa. De câte feluri este de fapt scrisul literar? De câte feluri este literatura? Și aș vrea să fac și acum în fața dumneavoastră o metaforă pe care am făcut-o de multe ori. Nu voi spune ceva foarte original,
dar care este adevărată și asta contează foarte mult pentru mine. Și anume, vreau să vă vorbesc în câteva cuvinte despre cetatea literaturii. Mi-am imaginat de multe ori literatura ca o cetate. Ca o cetate care se află pe vârful unui munte. O cetate foarte vizibilă, făcută vizibilă tocmai de această înălțime pe care se află și pe care eu, sau în care eu metaforic, văd literatura populară, adică literatura care nu este de o calitate extraordinară, dar pe care oamenii o citesc tot timpul. Miile și zecile de mii de romane care nu intră într-o istorie a literaturii, care nu sunt apreciate de critici și așa mai departe, dar pe care le citim cu toții. Romane polițiste, romane erotice, romane science fiction, romane fantasy, cărți pentru copii de toate felurile. Aceste cărți care nu formează literatura mainstream, cum se zice, cea de prestigiu, dar care sunt extraordinar de necesare, pentru că prima fază a cititului este citirea acestor cărți. Toți când suntem tineri și adolescenți citim astfel de cărți pentru că apoi treptat să trecem spre celălalt fel de lectură, cel care este, să zicem așa, pe o treaptă mai înaltă, profesională, ca să zic așa. Dacă n-ar exista acest nivel, nimeni n-ar mai citi nici cărțile din cetatea literaturii. Slavă Domnului că ele există. Poate ați citit, Rodica Binder, de pildă. Rodica Binder este undeva la baza acestei cetăți. Iertați-mă, aoleu, Rodica Binder este o minunată prietena mea, de asta mi-a venit ideea, dar Irina Binder cu fluturii, nu? Așa, ca să înțelegeți la ce mă refer. Ei, dincolo, deasupra acestui morman uriaș de cărți, se află o construcție. Deci vedeți diferența între morman, între grămadă și construcție. Construcția e făcută de critici. Criticii sunt arhitecții acestei construcții. Și la primul etaj se află scriitorii care știu să spună o poveste. Scriitorii profesioniști, într-un fel. Scriitorii care pot face cărți cu o istorie, cu o poveste, cu personaje, cu o intrigă foarte clară și așa mai departe. Scriitori realiști, scriitori de genul lui Balzac, scriitori de genul lui Goldsworthy, scriitori de genul lui Tolstoi. Ei sunt profesioniștii literaturii, ei construiesc într-un fel edificiul literaturii. Dacă ne închipuim literatura ca pe o biserică, de pildă, ei construiesc zidurile bisericii, structura sa de rezistență, pilaștri și așa mai departe. Acest gen de scriitori sunt foarte importanți, pentru că ei constituie o etapă în istoria și a literaturii și a lecturii. Noi mai întâi îl citim pe Tolstoi și după aia îl citim pe James Joyce, de pildă. Ei, deci este un nivel de bază al scriitorilor profesioniști care își fac din literatură o profesie. Dar literatura nu e doar o profesie. Ea mai are un etaj deasupra, un etaj superior. Pentru că literatura nu e doar o profesie, ci este și o artă. Este și o artă. Cei de la etajul al doilea, al edificiului literaturii, sunt scriitorii artiști. Continu metafora cu biserica. O biserică nu constă numai în pereți goi. Ea trebuie și decorată. Deci în spatele arhitecților și zidarilor vin artiștii care o pictează, o amenajează, pun sculpturi peste tot, în interior, în exterior și fac ca acest spațiu să devină un spațiu sensibil, un spațiu artistic, un spațiu al artei. Noi când mergem la Vatican nu admirăm zidurile, admirăm frescele lui Michelangelo, frescele lui Da Vinci, frescele lui celorlalți pictori care au pictat acolo, lui Rafael, depinde. Cine sălășuiește la acest al doilea etaj? Scriitorii artiști, aș spune întâi poeții. Poeții sunt artiștii literaturii. Poeții ca Rilke,
după părerea mea, unul dintre cei mai mari poeți ai lumii, sunt decoratorii acestui edificiu, și apoi unii prozatori, care și ei sunt de fapt poeți deghizați, după mine, și anume stiliștii, scriitorii stiliști, ca de exemplu, știu eu, Vladimir Nabokov, autorul Lolitei, nu? Și a multor altor cărți. Acești scriitori stiliști de mare rafinament, pentru care unitatea de bază a literaturii nu mai este povestea, ci este fraza. Este fraza. Sunt oameni care fac fraze atât de vii încât par niște insecte. Îți vine să le iei, să te uiți printr-o lupă la ele și să le vezi cum dau din piciorușe. Așa este Nabokov, așa este la noi Max Bleher și mulți alții scriitori la care ne putem gândi. Ei sunt cei care iluminează spațiul cultural și literar. Surpriza este că mai există și un alt nivel. Mai înalt decât primul etaj și decât al doilea. Literatura nu este numai o profesie sau o vocație, nu este numai o artă, mai are un nivel. Literatura este o credință. În cele din urmă, literatura este o credință. Și marii scriitori ai lumii sunt profeții literaturii. Sunt cei care, nu? Dacă avem un edificiu, o biserică, nu este biserică doar clădirea cu pereții goi, dar încă nu este biserică nici clădirea ornamentată. Trebuie să vină preotul să o târnosească. Trebuie să fie consacrată. Trebuie să fie introdusă într-un spațiu sacru. Ei, acest lucru, inevitabil pentru edificiul literaturii, îl fac scriitorii de la etajul al doilea sau de la nivelul al treilea, dacă vreți. Aceștia sunt profeții, inspirații, sfinții, aș spune eu, ai literaturii. Mari scriitori pe care îi cunoaștem cu toții și care ne influențează viețile tuturor. Dante Alighieri, Shakespeare, Dostoevski, mulți alții dintre cei ai modernității, James Joyce, poate Mario Vargas Llosa, dintre cei mai noi, Thomas Pynchon și așa mai departe. Ei sunt niște scriitori colosali care scriu ca să facă povești, nu ca să se uite la fraze în sub lupă, ci ca să descrie condiția umană, destinul uman, ceea ce este mai puternic și mai omenesc în fiecare dintre noi. De asta literatura se atinge, vreau să spun, de sacru. Întotdeauna literatura se atinge cu vârful ei cel mai înalt de sacru. Și ca să încheie această imagine a edificiului literar, vreau să spun că există și al patrulea etaj, dar care cuprinde un singur scriitor pentru mine. Un singur scriitor ca o statuie care se află pe vârful edificiului literaturii, poate e o imagine subiectivă a mea, poate pentru dumneavoastră sunt alții, dar cel care ajunge cu adevărat în spațiul metafizic, dintre toți scriitorii lumii, cel care ajunge să spargă cerul și să vadă ce e dincolo de cer, cel care desenează o ușă pe un zid și o deschide și iese, deși ușa e desenată, este unul singur și anume scriitorul pe care eu îl iubesc cel mai mult, un mare, mare profet al literaturii, Franz Kafka. Franz Kafka, pe care vă rog să-l citiți. Vă rog mult să-l citiți, nu veți întâlni niciodată, aș spune eu, cu greu Dostoevski sau Shakespeare se apropie de nivelul său, dar niciodată nu veți întâlni asemenea profunzime la un scriitor. Cam asta ar fi edificiul literar. Și de asta eu vreau să spun că povestirea pentru mine nu este lucrul cel mai important. Și nici să fac fraze, ci să încerc să surprind condiția umană. Atât cât pot și eu, nu vreau să mă așez pe niciun etaj, Doamne ferește, stau și eu ca vițelul la poarta nouă și mă uit la acest edificiu, dar tendința mea și dorința mea foarte adâncă este să pot exprima umanul din om. Lucru pe care nu-l poți învăța. Nu-l poți învăța, trebuie să fie în tine. Sadoveanu
și cu asta termin acest mic periplu, era directorul, în anii 50, era directorul școlii de literatură. În anii 50 s-a făcut o școală de literatură la București, student a fost și Nicolae Labi și alți poeți din epocă, și Sadoveanu era șeful acestei școli. Și el a fost întrebat, a dat un interviu, a fost întrebat de un ziarist cam câți scriitori scoateți pe an din școala de literatură. Și el a dat un răspuns extraordinar și anume exact câți au intrat. O școală de literatură, un curs din ăsta de creative writing nu te face scriitor. Pura ta naștere și darul care ți se face de undeva de sus te face scriitor. Nu poți să devii scriitor, trebuie să te naști scriitor. Mi-am propus să trecem prin cât mai multe dintre cărțile tale, așa, în fugă, dacă se poate, pentru că timpul ne presează, și dar țin neapărat să mă opresc la una dintre cărțile tale care este mie foarte, foarte dragă, și anume Aer cu diamante. Și am ales-o pentru că ea nu este doar o piatră de temelie a obzecismului, ci este și expresia unei prietenii. O prietenie între cei patru poeți, tu, Florin Iaru, Nino Stratan și Traian Coșovei. Din păcate, ultimii doi nu mai au plecat. Iar această compatibilitate dintre cei patru a subînțeles și un don estetic care avea să dea tonul unei întregi generații. Și întrebarea mea este dacă voi ați avut conștiința lucrul ăsta în momentul în care v-ați jucat și ați scris Aer cu diamante, pentru că senzația asta e de ludic în momentul în care citești Aer cu diamante. Și totuși este o carte foarte serioasă până la urmă. Și aș vrea să știu dacă în momentul în care voi ați creat-o, v-ați gândit la impactul pe care avea să-l aibă în literatura română de sfârșit de secol trecut. Se vede că ești ceva mai tânăr și că nu ne cunoști. Noi nu doar că ne consideram corifeii unei noi generații, ne consideram cei mai mari poeți din lume. Eram total nebuni în perioada aia. Țin minte că stăteam la câte o masă, la o cârciumă din asta, proletar, așa. Eram niște amărâți de studenți și stăteam cu o vodcă de 50 de grame în față 7-8 ore, că n-aveam bani să cumpărăm mai mult. Și stăteam, dar îl auzeam pe Florin Iaru sau pe Coșovei, băi, zice, gândiți-vă că peste 30 de ani la masa asta sunt două premii Nobel. Deci sunt, o să fie, unul din noi o să fie ministru culturii, că unul din noi o să fie șef nu știu mai pe unde. Deci aveam niște visuri din astea nebunești pe care numai tinerețea le justifică, să spunem așa. Noi vroiam să schimbăm fața poeziei românești cu desăvârșire. Adică ce doream noi era să trecem de la influențele europene, franceze sau germane, la o influență americană, pe care să o combinăm cu literatura română, pe care o iubeam foarte tare, avantgarda, suprarealismul și așa mai departe. Și noi când scriam poezii, le scriam oarecum în comun. Le scriam pentru colegii noștri, că nu ne gândeam să publicăm sau mai știu eu ce. Dar le scriam pentru prietenii noștri într-o atmosferă de emulație și de concurență extraordinară. De câte ori cineva dintre noi scria un poem, ceilalți fugeau repede acasă să scrie ceva mai bun. Și era și mare prietenie, dar și mare concurență, și râcă, și invidie. Dar invidie pozitivă, ca să zic așa. De pildă, când i-a apărut prima carte, primul volum lui Traian Tecoșovei, Ninsoarea electrică, el mi-a dat-o cu o dedicație, dar și cu o lamă de ras prinsă de prima pagină, cu un firișor așa. Și dedicația era pentru Mircea Cărtărescu să-și taie venele de invidie. Acesta era spiritul obzecismului. Așa am trăit pe vremea aceea, mâncam poezie pe pâine, nu ne trebuia nimic altceva, ne consideram cei mai mari scriitori din lume, poate că și eram, cine știe, în visuri, așa, în visele noastre, și aveam, cum să spun, o adorație supremă și sacră pentru ideea de poezie. Poezia era lucrul cel mai important pentru noi. Poezia nu era numai, știu eu,
cuvinte care înșirate, din care coadă, sună frumos, da, din coadă. Poezia era un portal spre dincolo. Era cunoaștere. Noi consideram că poezia este cunoaștere. Ca și științele, ca și matematica, la fel ca și filozofia, teologia și așa mai departe. Poezia era o cale către adevărata lume, către lumea adevărată. Și noi încercam să facem poezie din toate puterile noastre, din tot sufletul și din toate organele noastre, aș spune eu. Și prin asta a fost epoca aceea cea mai frumoasă din viața noastră. Eram studenți, eram tineri, am cunoscut atunci și dragostea, am cunoscut și prietenia, am cunoscut și... Dar toate se subordonau literaturii, se subordonau poeziei. Eu mergeam pe atunci la cenaclul lui Nicolae Manolescu, cenaclul de luni, care a devenit legendar între timp, dar mergeam și la cenaclul lui Crohmălnicianu. Eram singurul obzecist care mergea și la Crohmălnicianu, care era un cenaclu de proză. Se citea proza acolo, citea Mircea Nedelciu, George Crăciun și așa mai departe. Și pentru că iubeam foarte tare și admiram pe colegii mei prozatori, m-am apucat și eu să scriu proză, ca să le fac niște daruri, ca să le fac niște cadouri. Și absolut prima mea piesă de proză pe care am scris-o vreodată a fost un fel de jucărioară textuală care se numea Ruletistul, cu un personaj care își pune pistolul la tâmplă, e revolver, de fapt are 6 gloanțe, dintre care unul era o gaură din aceea îmbutoia și era cu un glonte. Deci avea o șansă din șase să moară, o neșansă să moară. Și așa mai departe. Era o progresie din aceasta metafizică până la urmă. Ăla a fost primul meu text în proză pe care l-am scris. Și apoi am scris toate celelalte povestiri din Nostalgia. Și vreau să vă spun că proza a fost încă o revelație încă mai mare pentru mine decât poezia. În proză mi-am găsit cu adevărat vocația. Am scris și poezie cu mare dragoste, dar în momentul acesta mă consider prozator, puternic influențat de poetul care am fost și căruia îi sunt recunoscător, dar mă simt prozator și tot ce îmi doresc eu e să merg mai departe pe linia aceasta a prozei. E bine că ai mintit de faptul că ești prozator, pentru că tocmai discutam la început că ai spus despre Teodoros, care este cea mai recentă carte a ta, că este primul tău roman adevărat, pentru că pe restul le consideri poeme. Și aș vrea să ne spui exact de ce este Teodoros primul tău roman adevărat, spre deosebire de cele care l-au precedat. Nu, trebuie să mă iei foarte în serios cu chestia asta. Firește că și celelalte sunt romane, pentru că până la urmă ce nu este roman? Cea mai bună definiție a romanului este o scriere de peste 80.000 de semne. Orice peste 80.000 de semne e roman, poate să cuprindă orice altceva. Cea mai bună proză care se scrie de 100 de ani încoace e de fapt poezie. Virginia Woolf este poetă, în primul rând, nu este prozatoare. James Joyce este poet, după părerea mea. Toți marii prozatori din secolul 20 și de la începutul acestui secol sau mileniu sunt de fapt poeți, pentru că ei au un fel de gândire cosmică. Nu îi interesează să facă povești cine cu cine s-a căsătorit, triunghiuri amoroase, povești de moșteniri ca la Balzac și așa mai departe. Îi interesează să creeze frumusețe. Să creeze frumusețe. Cine vrea să creeze frumusețe este poet. Esențial. Deci multe romane din ultima vreme sunt de fapt poeme deghizate. La fel am considerat și eu că romanele mele sunt o combinație de roman, de poezie și de eseu. De eseu filozofic, în primul rând. Cu striații științifice, metafizice și așa mai departe. Dar Teodoros e altceva. Teodoros este o carte pe care am scris-o cu o imensă bucurie. O imensă bucurie. Aici mi-am dat drumul cu desăvârșire. N-am mai avut nicio opreliște și nicio limită. Singura mea limită a fost cerul, cum se zice, pe care l-am și pictat de la un capăt la celălalt în acest roman. Este romanul meu de cea mai mare imaginație. L-am scris
însă și cu o documentație foarte serioasă, nu puteți să mă prindeți, să știți. Dacă eu spun că un împărat al Abisiniei a trăit la anul 820, să știți că n-a trăit la 821. Deci toate datele din acest roman sunt verificate, răzverificate și sunt reale. Doar povestea este fantastică. Ce am reușit eu să construiesc pe fundamentul unei realități istorice adevărate. Deci este un pseudo-roman istoric, aș spune, Teodoros. Este o carte de istorie trăită și imaginată foarte serioasă, dar în același timp plină ochi de povestioare parabolice, poetice, știu eu, sapiențiale, de toate felurile. Aș spune eu că este un fel de 1001 de nopți, dacă vreți. Am tins către imaginația autorilor anonimi din 1001 de nopți sau către imaginația foarte asemănătoare a unor scriitori contemporani sau moderni, ca Gabriel García Márquez sau ca Salman Rushdie. Márquez a fost încă un model al meu pentru această carte, în cartea sa Un veac de singurătate, care este cartea pilon și panion a realismului magic. Și de aici am și pornit într-un fel, gândindu-mă să scriu această carte. Eu m-am gândit, cam așa a fost raționamentul meu, ce avem noi specific? Cultura noastră românească, ce este ceva care ne este foarte, foarte, foarte particular, pe care nu l-au alții și pe care alții ar vrea să-l vadă și să-l înțeleagă. Așa cum scriitorii latino-americani au avut realismul magic, adică junglele lor pline de fructe exotice, pline de păsări exotice și așa mai departe. Ce putem noi să oferim lumii și nouă, firește, și nouă înșine? Și m-am gândit că ceea ce avem noi este imagistica răsăriteană a bisericilor noastre și a literaturii noastre patristice, să spunem așa. Naivitatea aceea cu care sunt încondeiate ouăle de Paști. Naivitatea sublimă, aș spune eu, cu care sunt desenate suprafețele exterioare ale bisericilor din Moldova. Pantocratorul care se vede pe toate bolțile bisericilor. Sfinții aceia care au aureole galbene care se îndeasă una în alta ca un strugure metafizic, așa să spunem, sau religios. Nu m-am gândit la ceva religios, ci la ceva imagistic. M-am gândit la aceste imagini care pentru noi sunt foarte emoționale. Și m-am gândit să scriu o carte în care răsăritul, fie că este românesc, post-bizantin, fie că este etiopian din străvechile biserici armenească, coptă, etiopiană și așa mai departe, fie alte elemente ale trecutului nostru oriental, ca de exemplu cărțile populare, Alexandria, Archirie și Anadan, Mesopia și alte cărți din acestea de înțelepciune, toate aceste lucruri, folclorul nostru cu animalele sale monstruoase și așa mai departe, toate aceste lucruri m-am gândit eu că pot interesa cititorii din toată lumea. M-am gândit că este un spațiu pe care dacă eu îl fac cum trebuie, și sper că în oarecare măsură am reușit, va putea apărea lumii un astfel de miraculos ou încondeiat. Asta este Teodoros în ultima instanță. Este o ciută nevăzută, cum spune folclorul nostru. Ceva ce nu s-a mai văzut în lumea exterioară micii noastre lumi post-bizantine de care vorbea Iorga. Asta vreau eu să vând lumii cu Teodoros și sper că cuvântul a vinde nu este atât de dur și de mercantil, ci este în sensul unui dar mai curând decât a unei vânzări. Teodoros, este și cartea ta cu cea mai lungă perioadă de germinație, din câte știu eu. Am luat în ultima lună, am răsfăit jurnalele tale mai vechi și apăreau referințe la Teodoros încă de acum 20-21 de ani. Și întrebarea mea este, de ce a durat atât să iasă Teodoros la lumină? Mm-hmm. Eram un tânăr asistent la Facultatea de Litere.
imediat după Revoluție, pentru că înainte de Revoluție nu puteai nici să-ți dai doctoratul, nici să intri asistent la facultate. Asistenții de la litere, în acel moment de după Revoluție, aveau peste 50 de ani, tinerii asistenți la litere. Nu era nimeni mai tânăr. Prin concurs, câțiva colegi de-ai mei și cu mine, patru tineri asistenți, am intrat deodată la facultate și am încercat să schimbăm ceva și acolo, dar nu e timp să discutăm asta acum. Fapt este că am început să predau literatură veche, literatură medievală. Asta am făcut în primul an de predare. Și atunci a trebuit să citesc literatura mai veche, începând cu literatura slavonă, scrisă de preoți sau de mirenii de pe teritoriul României, continuând cu literatura până la 1900, încetul cu încetul, etapă după etapă. Și la un moment dat am ajuns și în epoca aceea antipatică, posteminesciană, de la 1850 la 1900. Când în general n-au apărut foarte mari scriitori, a fost o literatură dominată de memorialiști în general, de Odobescu, de Ion Ghica și așa mai departe, pe care nu-i citisem niciodată. Așa că mi-a căzut în mâini Ion Ghica, un autor pe care trebuia să-l predau. Nu știam nimic despre el în momentul ăla. Și citind scrisorile către Alexandrii ale lui Ion Ghica, deodată am fost izbit de extraordinara forță și imaginația acestui om pe care eu îl consideram un simplu memorialist care consemna niște epoci care trecuseră. Ei, nu e așa. Era un scriitor extraordinar, cu câteva scene care pot fi de pură literatură modernă, aș zice eu, între care am dat de o povestire numită chiar Teodoros. O povestire autobiografică în care el spunea cum l-a cunoscut la curtea tatălui său, care era boier mare din familia Ghica, pe acest Teodoros, un fiu de slugă. Un fiu de slugă, era fiul vătafului curții, un român care era căsătorit cu o grecoaică. Și din dragostea lor a apărut acest Teodoros. Și citind povestea lui, mi-am dat seama că acolo este în esență, in nuce, cum spunem noi, un roman pe care mi-aș fi dat pielea de pe mine ca să-l scriu. Mi s-a părut unul dintre cele mai extraordinare și mai fascinante subiecte de roman, pentru că exprimă realizarea unui mare vis. Acest Teodoros, băiețelul, puștiul, cât timp era la Ghergani, pe moșia lui Ion Ghica, avea un singur vis, se visa împărat. Nu vorbea decât despre asta, avea un fel de manie. Nu voia decât să ajungă împărat. Asta era visul vieții lui. Când se juca cu ceilalți copii, el era împăratul și toți ceilalți trebuiau să facă plecăciuni în fața lui, îi pedepsea, îi biciuia, inclusiv pe Ion Ghica, care era băiatul boierului. Așa încât de multe ori Teodoros lua bătaie de la toată lumea, fiindcă se purta ca un tiran, ca un împărat cu ceilalți copii. La vârsta de 19 ani, Teodoros dispare, se face afantos, cum se spune în grecește, adică dispare, nu mai știe nimeni nimic despre el. Mama lui, după câțiva ani, începe să primească scrisori de la el din arhipelag, în care el îi spune: mamă, să știi că să n-ai grijă, că eu avansez și ajung din ce în ce mai cunoscut în arhipelag, negustoria îmi merge bine. Și în cele din urmă se termină și aceste scrisori și nimeni nu mai știe nimic despre Teodoros. Între timp, Ion Ghica, memorialistul, ajunge ambasadorul nostru la Londra. El a fost și prim-ministru mai târziu și așa mai departe, un politic. Și fiind la Londra, face săpături în British Museum și acolo găsește niște scrisori care erau corespondența dintre regina Victoria și împăratul Tevodros al II-lea al Etiopiei. Și el citește scrisorile lui Tevodros, care începeau așa: maestate, aflați despre mine că sunt sănătos, ceea ce vă doresc și dumneavoastră. Și atunci Ion Ghica începe să ciulească urechile. Păi așa vorbesc oamenii de la noi, din Muntenia, din România. Astea sunt formule de introducere românești.
află de la mine că sunt sănătos, ceea ce-ți dorești și ție. Și se termina, Maica Domnului să vă aibă în sfânta pază, ei pază. Și atunci s-a gândit, nu cumva Teodor să sta. A ajuns împăratul Etiopiei și a realizat visul. Și îi spune și lui Vasile Alexandrii lucrul ăsta și Alexandrii zice, da, se poate, e posibil. Și mi s-a părut cel mai extraordinar subiect de roman. Numai că eu trebuia să găsesc un mecanism prin care să fac povestea posibilă. Pentru că, de fapt, istoric nu s-a întâmplat așa. Povestea lui Tevodros al II-lea e foarte bine documentată și cunoscută. Dar eu am vrut ca visul lui să se împlinească. Și prin romanul Tevodros i-am împlinit visul. Da. L-am făcut într-un fel anume, printr-un mecanism istoric anume, să ajungă pas cu pas, treaptă cu treaptă, să devină împărat cu adevărat. Și am făcut din mica slugă muntenească a noastră, am făcut unul dintre mari împărați istorici din epoca reginei Victoria. Și mi s-a părut că am făcut un act de restituire și de dreptate, într-un fel. Și apoi mi s-au întâmplat lucruri foarte ciudate. După ce am terminat romanul, am fost invitat la Ghergan. Eu nu fusesem niciodată la Ghergan, am scris vreo 30 de pagini în roman despre Ghergan, fără să-l fi văzut, fără să știu nimic despre el. Am inventat Gherganii. Ei, am aflat în cele din urmă că Ghergani există, locul moșiei lui Ion Ghica, și că are o proprietăreasă, o doamnă care e proprietara, fiind din familia Ghica, este proprietară, i-au fost retrocedate aceste moșii de acolo. Și în sfârșit am văzut și eu Gherganii, după ce l-am descris. Și Gherganii adevărați nu seamănă deloc cu cei din romanul meu. Dar încetul cu încetul încep să semene, ceea ce e foarte ciudat. Cum se zice, literatura influențează viața. De asemenea, încă un lucru foarte ciudat este că una dintre scrierile pe care eu le tot amintesc în această carte și citesc din ea, este cartea sfântă etiopiană, Kebra Nagast, un fel de reluare a Bibliei, a Bibliei noastre, dar cu alte dezvoltări, alte povești și așa mai departe, și de o frumusețe extraordinară, de o frumusețe fără limite. Ei, cartea aceasta se găsea la vânzare, tradusă în românește, la editura Corint din cartier din Moldova. Prietenul meu, Gheorghe Rizanu, încerca să vândă măcar un singur exemplar din această scriere, de care nu știa nimeni. După ce a apărut cartea mea, au apărut 2 sau 3 ediții care s-au epuizat imediat. Deci viața bate filmul, literatura bate viața, cum s-ar zice. Și Erizanu e pe cale de a se îmbogăți cu vânzarea acestei cărți. Ceea ce mă bucură foarte tare. Ar mai fi fost multe întrebări, dar văd că timpul trece foarte, foarte repede și am vrea să dăm ocazia câtorva invitați de noștri, din public, să pună întrebări. Dacă au, va circula un microfon. Sunt Alexandru Sfârlea. Stați puțin, că este un microfon. Că dăm microfonul. Da. Vom lua câteva întrebări, nu foarte multe, pentru că oricum urmează și sesiunea de avocat. Vă rugăm să fie întrebări, nu mai să Da, mulțumesc. Sunt absolut încântat că am ocazia să îl văd pe unul dintre mari scriitori ai planetei. Sunt Alexandru Sfârlea, membru al unui scriitorilor și filia la Cluj. Și mă bucur să aduc salutul filialei unei dintre cei mai mari scriitori ai planetei, nu sunt alte astăzi. Ale Ștefănescu, tatu Ale Ștefănescu, spunea că pur și simplu nu se poate suporta, majoritatea dintre noi nu putem suporta frumusețea emanată de romanele cărterești și cei care citesc
primele două lune din orbitor, pur și simplu se blochează. Eu nu am blocat, dar nici nu am. Da. Și ce aș fi vrut eu să vă întreb? Ați avut o experiență pe care o cunoaștem majoritatea, cu cel de-al treilea președinte, nu-i spun numele, care v-a decorat în 2006. Mi se pare că ar fi un zăcământ mare. Ce personaj a ieșit de aici, acest, atunci nu știați cine e, acum știm cu toți cine e acest personaj, sinistru, malefic, academic. Acolo sunt și două personaje, în fel de milenii, Urdia cu Câmpie și mai departe. Ca să vorbesc de pretora de Craie de Curtea Nouă. Nu ar tenta așa ceva? Nu. Vreau să vă mulțumesc foarte mult și să vă spun că nici pomeneală să merită cuvintele atât de frumoase pe care le-ați folosit în privința mea. Eu nu mă compar cu nimeni și nu mă interesează dacă sunt numărul 1, 2, 3 sau 30.000 dintre scriitorii lumii. Nu am spus tot. Se mai spune despre dumneavoastră, un mare critic european a spus că ați creat o literatură unică genul romanului Onir. Alfred Nobel spunea că o condiție ar fi primordială a celor care primesc Nobelul ca să scrie o literatură idealistică, ziceau ei. Iar eu vin și zic că între idealist și onirist este, cred, o legătură intrinsecă, dacă sunteți de acord. Este cu adevărat, fără îndoială, nu vă contrazic. Iar în privința cealaltă a implicării mele politice din anii 90, vreau să vă spun că nu o regret. Am scris nenumărate articole politice, ele erau necesare în acei ani, care au fost niște ani mai tulburi. Și sentimentul meu este că cu puterile mele slabe, totuși am contribuit și eu puțin la îndreptarea României pe o cale europeană și corect, aș spune eu, din punct de vedere politic. Astăzi nu mă mai tentează această dezvoltare. Sunt oamenii foarte tineri care pot prelua ștafeta. Eu sunt astăzi foarte, foarte aplicat asupra laturii scriitoricești, profesioniste a ceea ce vreau să fac. Dar nu regret nicio clipă că am fost unul dintre cei care au încercat să îndrepte politica românească atât cât e posibil lucrul acesta pe o cale mai bună. Mulțumesc mult! Bun venit în urmea noastră frumoasă, domnule Cătărescu. Dacă îmi permiteți, aș spune că sunteți un binevenit vestitor al primăverii literare, femeia Gotii Horene. Și acum, dacă pomeneam de primăvară și de prima lună în aceste ani în care suntem, o lună martie care putem spune că în această lună este vorba, în primul rând, despre femei, dar, de fapt, în care dintre cele 12 luni ale anului este vorba despre femei. Gândeam la răspunsul pe care l-ați dat dumneavoastră la întrebarea de ce iubim femeile în cartea dumneavoastră care astfel se intitulează, chiar dacă titlul nu este interogativ și din câte știu eu, nici măcar nu acesta ar fi trebuit să fie titlul inițial. Aș fi curios să aflu părerea dumneavoastră, răspunsul dumneavoastră la o altă întrebare, în calitate, dacă îmi permiteți iarăși, de aventurier literar, și anume la întrebarea de ce ne iubesc femei. Asta cred că numai profetul literaturii Franz Kafka ar putea să spună. Eu în niciun caz, dar sunt de acord cu dumneavoastră că și cu Dante Alighieri și cu, de fapt, toți oamenii de cultură din toate vremurile și nu numai oamenii de cultură, și anume că, de fapt,
toți tindem către această noțiune simplă, acest lucru simplu care este dragostea. Toți o căutăm, toți o încercăm să o găsim, nu numai în aproapele nostru, ci și în toate zonele și toate sferele vieții noastre. Cum am spus chiar de la început, pentru un scriitor, a fi iubit înseamnă a fi înțeles. În momentul în care un cititor, cu toată deschiderea și cu toată bunăvoința, din inimă și din minte, se apleacă asupra unei cărți și această carte îi spune ceva cu adevărat, îl schimbă într-un fel cu adevărat, asta înseamnă iubirea cititorului pentru scriitor. Și scriitorul trebuie să fie infinit recunoscător pentru acest lucru. Fiecare scriitor scrie pentru cititori, scrie pentru oamenii pe care îi iubește de departe, fără să-i vadă, fără să-i vadă vreodată pe foarte mulți dintre ei, dar cu o iubire constantă, cu aceeași iubire. Iubirea pentru femei, ca și iubirea femeilor pentru bărbați, ca și alte feluri de iubire, sunt un dat, ca să spun așa, de bază al acestui sentiment. Există multe feluri de iubire. Grecii distingeau între trei feluri de iubire, Eros, Agape și nu mai știu care, așa, și niciodată nu confundau una cu cealaltă. Important este să existe acest trop de apă vie în inima fiecăruia dintre noi. Ăsta este un lucru care ne face oameni, indiferent de unde vine și spre ce se îndreaptă, cred eu. Da. O întrebare. Citind și recitind Orbitor, am avut revelația că în sfârșit un scriitor se întreabă și ne transmite nouă cititorilor întrebarea asta. Oare ce se întâmplă cu memoriile noastre după moarte? Chiar în relație cu divinitatea, ce face Dumnezeu cu memoriile noastre. Și v-aș întreba dacă de-a lungul anilor în care scrieți, ați schimbat ceva la întrebarea asta? Ați venit cu noi răspunsuri sau poate cu noi ramificații? Legate de memorie. Vă mulțumesc. Iarăși este o întrebare care îmi depășește puțin competența. Este o întrebare eternă. E vorba despre soarta sufletului după moarte. Este una dintre marile întrebări ale umanității, căreia fiecare credință, fiecare confesiune religioasă a încercat să-i dea un răspuns. Fiecare filozof a încercat să-i dea un răspuns. Artiștii încearcă să-i dea un răspuns. Dar adevărul sincer pe care îl spunem, pe care îl știm cu toții, este că vom afla abia după aceea. Vom afla, cum se zice, vom muri și vom vedea. Mulțumim încă o dată domnului Mircea Cătărescu și doamnei Ana Nicolae pentru voința pe care a răspuns invitației revistei Familia și a Bibliotecii Județene. Vă mulțumim noastră că v-ați petrecut seara alături de noi. Iar acum am urmărit sesiunea. Eu aș vrea să nu încheiem până nu-i smurg lui Mircea de față cu marturii promisiunea că te mai întorci. Păi bineînțeles că da. Ați auzit-o toți. Mulțumesc.